Desemnarea lui Igor Grosu pentru funcția de premier a provocat incertitudine în rândul tuturor parlamentarilor, inclusiv critici din partea unor foști parteneri politici din blocul Acum. Unii lideri de partide susțin că numirea lui Grosu, ca și în cazul Natalii Gavrilița, este una nereușită și neconstituțională, iar scopurile urmărite de șeful statului, Maia Sandu, nici pe departe nu sunt cu bătaie lungă. Toate aceste concluzii pot fi făcute în urma analizei declarațiilor făcute de politicieni imediat după consultările de ieri. Democrații susțin, de exemplu, că totul este un teatru, iar scopul final urmărit este doar alegerile parlamentare anticipate. Alegerile parlamentare anticipate, trebuie să înțelegem că aici se duce lupta, nu pentru cum să rezolvi problemele în țară, nu cum să ajuți oamenii, nu cum să gestionezi corect această criză pandemică, dar cum să joci politic într-așa mod încât să nu-ți asumi responsabilitatea de lucrurile complicate care au în Republica Moldova. Asta, de fapt, a fost intenția adevărată, să se discute cu formațiunile politice pentru a identifica o foaie de parcurs pentru provocarea alegerilor parlamentare anticipate. Cei din grupul Pro-Moldova au alte așteptări. Ne-am dorit să vedem echipă bună și profesionistă cu care va veni domnul Grosu și un program ambițios axat pe prioritățile despre care am vorbit mai mult timp în spațiul public. În dependență de aceste elemente, noi împreună cu colegii vom decide care este votul nostru în continuare. Iar deputații Partidului Șor vor veni cu o decizie finală după consultările din cadrul formațiunii. Ceea ce este legat de nominalizarea domnului Grosu este un anumit pas care a fost făcut de dumneai. El este analizat de noi. Urmează să avem o ședință cu domnul Ilan Șor și cu întreaga echipă de deputați, la fel ca și ne vom consulta cu organizațiile noastre teritoriale, colegii din Partidul Politic Șor, după aia vom veni comentariile și poziția noastră. Cel mai supărat în tot acest joc pare a fi președintele platformei DA, Andrei Năstase, care a publicat poezia lui Adrian Păunescu, Orație de nuntă, care vine cu un mesaj de dezamăgire și despărțire. Politicianul a apelat la versurile Avusesem dreptul și eu ca oricare la o nebunie, la un ultim glonț, ultima speranță, ultima încercare. Postarea însă a fost ștersă la scurt timp.